Noastră sunteți, ați fost cumva colegi cu el? Da, da. Domnule, mă numesc Ciurică Nicolae, din comuna Teregova. Am făcut parte din grupul de partizani cu arma în mână 4 ani. După 4 ani m-au prins și condamnat 25 de ani. Am făcut 10 ani, 3 luni și 8 zile de pușcărie până la vinerea decretului în 64. M-am eliberat la vârsta de 33. La 23 de ani am fost condamnat 25 de ani și la 33 de ani m-am eliberat cu decretul acela din 64. În timpul cât am fost în grupul de partizani, am fost încercuit de securitate de 7 ori. Am fost împușcat prin Noul Testament, care l-am acasă să vede glonțul trecut prin el, dar Dumnezeu a fost mai tare decât oricine și am scăpat. Deci poveștile sunt foarte, foarte Câteva mici. Vorbe despre Ienea, dacă puteți să ne spuneți. Acest Ienea Budarcă a făcut parte și el din grupul colonelului Uță, însă în 1949 l-a încercuit securitatea la el acasă și l-a împușcat. Și acum, iacătă, au venit această echipă pentru deshumare, pentru o mormântare creștinească, să zic așa. L-ați cunoscut și pe Miloi? El e din sat cu dumneavoastră. Da, Miloi l-am cunoscut, el a fost desfumat acum vreo 2 ani în urmă. Da, și Ghiță Urdăreanu, da. Da. Cum au fost vremurile alea? Dragul meu, grele, grele. Aici, în zona asta, era o stare de asediu. Aici, în zona asta, nu puteai să circuli noaptea prin comună decât cu felinarul în mână, te împușca securitatea. Pe toate dealurile care le vedeați dumneavoastră erau împânzite numai de securitate și de miliție. Postul de miliție într-o comună oarecare nu era de 2-3 milițieni, era de câte 20-30 de milițieni. Bătea la oameni și teroriza, căutau prin podurile cu fân, cu tot felul de sulis, când și închipuia că noi ne băgam în pod. Nu, domne, noi nu stăm prin poduri ca jobolanii. Ne duceam în codru și ca codrui frate cu românul. Da. Pot să vă întreb ceva personal? Da. De ce i-ați urât așa de mult pe comuniști? Cum să nu-i urăști dacă îți lua tot ce aveai? Domnule, dacă comunismul ar fi stat la noi, ar fi fost împământit, noi eram niște roboți. Îți punea gamela la șold, te culca cu clopotul, te scula cu clopotul. Până la urmă, cred că nu îți dădea voie să ai și soție, te separa bărbatul de femeie. Comunismul este cea mai înfiorătoare fiară posibilă. Păi cum pot să fiu alături de un comunist sau să fac pe așa ceva când îți lua tot? Numai să știți că veneau autoritățile să dai cotă de brânze, de oi, carne, ouă. Venea primarul comunii, domnule, un țigan neisprăvit, după găini prin sat, găinile oamenilor. Era o teroare, era o vai și amar de țara asta bogată. Nici acum nu-i bine. Nici acum nu-i bine. Noi, cei care am luptat atunci, n-am crezut că ajungem conduși tot de comuniști. Că vă rog să nu vă supărați. Deja v-ați primat ca să nu zic, dar vă zic să știi. Așa, câți ani ai, nu te supăra? N-ai, ești tânăr, nu? Sper că nu discut cu un fost membru de partid. Așa. Astăzi suntem conduși, cum o zis, cum îl cheamă, Băsescu către Năstase. Ce păcat pe poporul român că tot noi, comuniștii, îi conducem. Pentru mine asta e o durere. Nu sunt supărat sau mâhnit sau regret ceea ce am făcut. Regret că ne conduc tot ei. Aveți pe suflet asta. Da. Și poate că noi muri până când văd sfârșitul fiarii comuniste, fiara roșie. Asta e fiara roșie. Mă? Pe mine mă cheamă Ienea Ion. Sunteți nepotul. Sunt în calitate de nepot al lui fostul partizan Ienea. Povestiți-ne un pic ce-o pățit el.
Păi, după cum știu și eu, după cum a povestit de la bunica, de la tata meu, care a murit iar acum 3 ani, bunica a murit în 97, a făcut parte din grupul de partizani, care domnul colonel Oțu și cu domnul Ciurică, cu care nu a fost, dânsul a fost un fel de reparator la armament. Deci a treținut grupul de partizani cu armament. Cum a fost prins prima dată, a fost în capul satului, a fost dus la... Deci s-a dus cu bunica la o familie acolo, a stat și un bătrân acolo a ieșit afară, știți? Și a crezut că sunt partizanii, deci când a văzut armata. Și a zis, dumneavoastră, sunt partizanii? Și că da. Și că am și eu doi aici. Și ei s-au băgat și când s-a băgat, l-a prins pe bunica acolo și bunica. Bunica când a văzut că au venit ei și a intrat, a luat o furcă din aia de tors, la, știți cum se zice, la lână, cu caier în ea, s-a apucat de tors. Și ei, armata l-a luat pe bunicul și pe un copil de acolo, din familia aia. Și-a plecat cu ei să-i ducă la primarie acolo, la post unde au avut ei, să-i condamne să se facă cu ei. Și după aia, el, bătrânul, cum a reușit și a făcut cu ei, s-a scăpat de la un soldat ăla respectiv, l-a făcut el cumva, nu știu ce metode a fi avut de scăpat, și s-a luat-o pe o mală în jos, pe mala lui Vasilescu, a fugit. Și când au fugit în timpul ăsta, ei lor pușcat în picior, și în piciorul drept, a fost rănit. După aia, de acolo, au reușit, nu a fost prins, a fost reușit, au fugit, l-au dus cineva, cu un cumnadea lui, l-a dus la grup acolo în pădure, la Pana Roșului, l-a dus în pușcat. Acolo o persoană, Popescu Petru, în calitate de fost în armată, iar un sanitar și a fost, s-a dus și l-a pansat, l-a tratat acolo. Și pe urmă, el nu mai reușit să se ducă cu grupul lui domn colonel Oțu, să deplaseze unde s-a dus, pe unde a fost dânsul, pe la Boloveni, nu știu pe unde se aude, că a fost, el s-a retras către casă. Deci a stat la un cunadea lui în perioadă, a stat ascuns după aia la altă familie și după aia a venit în casă la el și a făcut ascunzătoare acolo. Și acolo a fost prins de securitate, deci înconjurat, a fost omorât și a fost ținut 2 zile în fața acolo la primărie, a fost ținut pe o panou așa de scândură, a fost dat cu picioare din el, înjurat, a zis că e partizan contra comunismului. Și după aia a fost adus, înmormântat a doua zi, a făcut aici, pe cum se vede aici. Fără cruce? Fără cruce, după aia a făcut bunica, da, când a pus cruce, a luat-o un militar de ala și a aruncat-o. Și după aia i-am reușit cu bunica și eu, fiind după aia crescut, că de aia sunt locul exact, unde sunt tot mă povestit bunica. Și după aia am făcut niște acte, când le-am dat pentru bătrân, cum se spune pentru comunici, ca să se dovedească cum e. Și am făcut ca să vadă dreptatea, cum a fost și el împușcat și să iasă și lui adevărul. Cumva sunteți răsufla, astăzi sunteți ușurat. Că... Da, sunt, că l-am găsit și ieri, cum am... Și acum aștept să vină, vină să decizia, deci la medicul legist, la domnul procuror, cum... Deci eu nu pot, nu se constată care e problema acesta. Am înțeles. Cu 3 ani promiteați că veți reveni în Banat. Deci asta a fost în 2009. Adică mai mult de 3 ani, da. 2009, 4 ani, da. 4 ani și un pic. Da, deci atunci a fost practic organizată la Teregova căutarea 4 victime, câte 2 câte o groapă comună. Din păcate atunci am găsit numai 2. Pe Miloi și pe... Urdăreanu și Anculia, zis Miloi. Dar, din păcate, pentru ceilalți 2 care se aflau lângă drum, rudele nu prea au arătat interes ca lucrurile să fie continuate. Asta ar fi a doua intervenție pe teritoriul Banatului, într-un sat apropiat, fiind vorba de un sprijinitor al unei grupări de partizani, a celei mai mari grupări de partizani care a acționat în epocă în zona muntoasă a Banatului. Este vorba de organizația colonelului Uță, fostul prefect Antonescean de Severin. Este vorba de un sprijinitor prin faptul că el era de meserie armurier. Deprindere care și-o însușise în timpul stagiului militar, care l-a făcut la fabrica de armament de la Cugir. Și ca urmare, sigur, având un asemenea om, toți partizanii acționau, adică îl căutau ca să le repare și să le întrețină armamentul care l-aveau în dotare. Această informație a ajuns și la urechile securității, care prin ludă de-a lui, este vorba de un cumnat Marcu, l-au arestat, l-au schinjuit, l-au pus cu picioarele pe jar
și a mărturisit omul într-un sfârșit că cumnatul său se află ascuns în propria casă. După ce a fost o încercare cu circa un an înainte de a muri, de a fi arestat, a chiar și fost reținut de către un milițian și în timp ce îl transportau spre postul de miliție din Verendin, l-a împins pe milițian, a încercat chiar să-i fure arma, dar n-a reușit, dar a putut să fugă. S-a tras după el, a fost rănit într-un picior. Din momentul ăla, el s-a refugiat cu partizanii în pădure, rămânând undeva, după cum spun documentele, într-un sălaș undeva la 5 km de Verendin. A revenit după câteva luni în sat, după ce și-a vindecat și rana cu ajutorul unui agent sanitar tot din Verendin. A stat ascuns în două locații, chiar în sat, în satul natal. Una dintre locații a fost la una dintre surorile lui, dar în timpul ăsta și-a făcut o ascunzătoare în propria pivniță. De această ascunzătoare a aflat securitatea prin cumnatul său, Marcu. În dimineața zilei de 17 februarie, un pluton de soldați a fost deplasat la domiciliul lui Ienia, gospodăria scotocită. El aflat chiar în ascunzătoare, unde a fost pe loc împușcat printr-un singur foc de armă de către un soldat. N-a murit pe loc, a fost scos în curte, în stare rănită, dar spun contemporanii că în circa 15-20 de minute a murit. După puțin timp, cadavrul a fost transportat în fața primăriei din Verendin, expus acolo timp de două zile, exact cum s-a întâmplat și cu cei de la Teregova, pentru ca consătenii să fie speriați pentru ceea ce i s-a întâmplat lui Ienia. După două zile a fost dus în secret de către militari, de către soldații din trupele de securitate și îngropat în afara cimitirului din Verendin. Cimitirul din locul numit Săliște. În Verendin sunt două cimitire. Cimitirul din partea de jos a satului, unde ne aflăm în prezent. La scurt timp, sigur că rudele au aflat locul. După mult timp i s-a pus și o cruce, dar mormântul a reușit să fie, locul lui să fie cunoscut. Și datorită acestui fapt, am reușit să-l și găsim fără a-l căuta prea mult, exact pe locul care ne-a fost indicat. Spuneți-ne ce ați găsit la deshumare. Din păcate, scheletul se află într-o stare de degradare profundă. Mult țesut osos efectiv este și dizolvat și după părerea mea, după experiența care o am, cred că în circa 15-20 de ani scheletul dispărea în totalitate. Ca obiecte de inventar, nu s-au găsit decât doi nastru, un nastru de cămașă și un nastru de pantalon. Știam și cu ce a fost îmbrăcat din mărturile unor martori contemporani, care au și văzut cadavru, știam că nu are încălțăminte în picioare și că a avut doar o cămașă și pantalon pe el. Urmele de glonț? Urmele de glonț erau evidente doar în zona craniului, unde se știa că a și primit lovitura mortală. Marturii vorbesc de faptul că unul dintre ochi, nu mai fac precizarea sigură care dintre ei, era chiar sărit din orbite. Și, sigur, fiind un foc tras din apropiere, glonțul a intrat și a și ieșit. Din păcate, craniul, nici 30% din țesut osos al craniului nu mai este păstrat actualmente. Așa că pentru medicul legist este greu să mai facă vreo constatare privitoare la depistarea unor urme de intrare și de ieșire a proiectilului, a glonțului. Numele și funcția noastră? Mă numesc Gheorghe Petrov, sunt arheolog la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din Inclus și la Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului din București. Să-mi
l-am văzut aseară pe Marius, am fost la România TV sau unde.